Principalul suspect în cazul omorului tânărului găsit împușcat la Strășeni va fi extradat de către autoritățile de la Chișinău. Mai multe detalii la acest subiect ne spune colega mea Valeria Tăbârță. Valeria, bună seara și te ascultăm cu atenție. Bună seara, Elena, bun găsit, doamnelor și domnilor. Potrivit poliției, nu se știe exact când va fi încheiată procedura de extradare. Totuși, pachetul cu documentele necesare a fost trimis autorităților din România prin intermediul Ministerului Justiției. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, ne-a comunicat pentru Moldova 1 că Dorin Stratolat a fost reținut la București la mijlocul lunii august pentru un termen de 30 de zile. După ce va fi preluată de către autoritățile din Republica Moldova, bănuitul va fi reținut pentru 72 de ore, după care va fi inițiată procedura de arest. Amintim că Dorin Stratolat este cercetat pentru omorul unui bărbat de 29 de ani găsit la 10 august într-o pădure din raionul Strășeni. După comiterea infracțiunii, suspectul a părăsit hotarele țării. Amintim că pe 24 august, poliția din România a anunțat despre reținerea lui Dorin Stratolat la București. Acesta este fiul fostului polițist Ion Stratolat și nepotul generalului Nicolae Alexei. Acestea au fost informațiile. Extradarea este un proces în derulare la moment care se desfășoară. Fiind solicitat acest proces de către autoritățile din Republica Moldova și statul nostru vecin România, în această perioadă el este reținut de colegii din România, aflându-se în custodia organelor competente. Procedura a fost demarată, urmează să vedem rezultatul final, care sperăm că va fi curând.